bufnița am crescut. De mic am găsit o copii și a dus-o la mine. Păi am crescut-o și am dat drumul. Căprioare mi-a adus, tot așa le-am crescut în curte. Până tot felul de păsări, de gaițe, pui de gaiță am avut, de acum, și de coțofană. Și acum ce ați rămas? Acum ce mai aveți? Acum am trei câini, am avut și un motan, dar a dispărut de câteva luni, și am doi tecăli și o cocitură de malamut. Asta e. Aveți timp și pentru ei? Sau păi, puțin tot timpul puțin i-a alocat puțin timp am pentru ei, puțin animale din oraș? Puțin timp am pentru ei. Ei se ocupă mai mult soția și fiica mea care este acasă. Numai problema asta cu animalele, astea deja au devenit, cum să zic, o tradiție în familie. Că și fiica mea, cea mică, este medic veterinar, este la Cluj. Se ocupă de animale mici și de animale mari. Așa că de mici au iubit foarte mult animalele. Au stat lângă mine, au stat lângă mine la diferite intervenții chirurgicale. M-au ajutat foarte mult, fetele fiind eleve, m-au ajutat la tot felul de intervenții, inclusiv la animale mari. Inclusiv erau eleve și m-au ajutat și la cezareană, la iapă, de exemplu, și la vacă, la oaie, la capră. Deci erau obișnuite. Pentru ele nu era ceva deosebit. Că văd un animal deschis și să știau că se face. Soția cum reacționa când tot timpul îi aduceați câte un musafir în curte? Ea s-a obișnuit. Nu era ea chiar așa mare iubitoare de animale la început, dar acum câinii care am, îs umbra ei, unde ea trebuie să fie și ei, că altfel e problemă, motanul la fel, deci acum pot să zic că e mare iubitoare de animale. Orice animal. Au crescut căței, au crescut urs, la urs îi pregătea de mâncare și la pui de urs. Deci s-au obișnuit cu viața asta. N-avea încotro. Fiind soție de medic veterinar, a fost obligată. A fost obligată. Multe familii încearcă, în cazul în care au copii mici, să aducă pe lângă casă câte un animăluță, tot așa, da, pentru a ajuta pe copii să se acomodeze, da, și să iubească animalele. Da. Credeți că este un lucru util asta? Este. Este pentru că creșterea unui animal este și contribuie și la educația copilului. Copilul, având un animal, simte o responsabilitate. Să-i dea de mâncare, să îl plimbe. Majoritatea, nu toți copiii, că sunt mulți copii care vreau un animal și, pe urmă, tata și mama se ocupă de animalul respectiv. E foarte bine. Asta este un lucru bun și pentru copil și pentru părinți. Bineînțeles că trebuie totdeauna ales animalul potrivit. Asta vreau să vă întreb. La câini rasa potrivită, deci rasa potrivită, de exemplu, merge foarte bine un labrador, cel mai bun pentru copii, un caniș, un boxer, un, știu eu, un tekel, un cocker, și mai sunt și alte rase, maltez, sunt și alte rase de câini care sunt potrivite pentru așa ceva. Câinii mari, de talie mare, mai agresivi, nu merg la copii. Nu merg în, nu sunt indicați să se crească împreună cu copiii. Cu pisicile? Cu pisicile la fel. Pisicile sunt altfel decât câinii, dar și pisicile se pot să acomodează cu copiii, se joacă cu copiii. Sunt și pisici care sunt mai agresive. Siamezele, de exemplu, asta depinde și de la individ la pisici.
Așa că e bine să fie un animal. Da, se mai veticulează că e pericol cu părul de pisică, părul de câine, ce ne spune? Problemele astea se vehiculează multe probleme din astea cu boli transmise de câini și pisici. Bineînțeles, animalele astea, dacă se țin la casă, trebuie vaccinate, trebuie deparazitate. Deci trebuie duse și la medicul veterinar ca să vadă dacă au sau nu au boli parazitare, dacă nu au alte boli, că sunt mai multe boli transmisibile omului, dar toate astea sunt cam... Deci poveștile despre bolile astea transmisibile sunt cam exagerate. Foarte multe boli despre care se spune că se iau de la pisică direct, boli parazitare, se iau și de la se iau de pe legume, fructe nespălate. Da. De exemplu, și nespălarea mâinilor constituie un pericol după ce ai umblat cu un animal sau cu alte obiecte, poate să fie... Și părul de pisică, de câine? Nu prezintă un pericol. Nu prezintă un pericol dacă animalul e deparazitat, e curat, e bine întreținut. Deci, nu există pericolul. A înghițit un păr de pisică și a făcut nu știu ce chist. Da. Astea-s povești. Nu așa se transmit bolile. Este o... Bine, trebuie să vorbim mai mult despre treaba asta, dar asta e o treabă mai complicată, da, și mai... Putem povesti și despre subiectul ăsta. Nu trebuie exagerat că, de exemplu, despre toxoplasmoză sau știu, că se ia de la pisică. Dacă ai copil mic sau ești însărcinată, să ai grijă să trimiți de acasă pisica, că te poți îmbolnăvi. Nu e așa treaba. Asta se ia mai mult din cărnurile nepregătite corespunzător. Deci, cărnuri care nu sunt suficient fierte, prăjite, de acolo se ia, în primul rând, carnea de porc, în primul rând. Deci, de aici pornesc multe probleme, nu de la părul de pisică și de la mângâierea pisicii. De câte ori ar trebui să mergem cu un animal la medicul veterinar? În primul rând, în prima perioadă a vieții, a animalului, trebuie să făcute niște deparazitări, vaccinări, care sunt necesare sănătății animalului. Pe urmă, periodic, trimestrial, se poate face câte un consult, se poate face câte o deparazitare internă, așa, și pe urmă, de câte ori e nevoie, când apar niște semne care nu sunt normale, comportament anormal, niște simptome de boală, trebuie prezentat animalul la medicul veterinar și el hotărăște ce e de făcut cu animalul respectiv. Văd că ușa tot timpul se deschide și aveți deja clienți. Da, latră. Deja latră. Latră pacienții, sunt nerăbdători. Bun, domnule doctor, mulțumim mult pentru prima emisiune, Iubim Animalele. Ne întâlnim marțea viitoare cu alte subiecte interesante pentru iubitorii de animale.